Grădinile a devenit foarte importante în ultimii ani, fie pentru relaxare sau meditație, timp petrecut cu familia, creșterea de legume și fructe sau un hobby pentru cei pasionați. Azi vrem să descoperim concepte pe care le-am putea și noi include în propria grădină, utilizând elemente simetrice, clasice, echilibrate geometric, dar împachetate într-un stil modern. Ne-am pus imaginația la încercare și acesta este rezultatul. Am realizat câteva grădini de dimensiuni diferite, fiecare cu caracteristicile ei particulare, înglobând diverse concepte moderne așezate geometric. Linii regulate de plante, pavaje sau alte elemente decorative, scoțând la iveală tot felul de modele bine definite. Este un stil arhitectural aplicat din ce în ce mai des în toată Europa, pe care sigur l-ai mai văzut. Niciun proiect nu ar fi complet fără un plan 2D. Aceste schițe delimitează clar zonele de interes ce trebuie amenajate. Atunci când un simplu gazon nu este suficient, un proiect peisagistic ușurează mult munca, prin amplasarea corectă a plantelor și a sistemului de irigat, selectarea corectă a materialelor și poziționarea exactă a tuturor elementelor ornamentale. Stilul geometric clasic include o serie de elemente decorative ușor de recunoscut, faimosul guard view expus în tot felul de forme uluitoare, grupurile de flori meticulos ornate în peisaj, utilizând o paletă mare de culori și configurații, alei trasate cu precizie matematică, toate îmbinate într-o artă sculptată în natură. Grădinile moderne preiau o serie de concepte din aceste structuri geometrice. Aliniamentele sunt folosite, adesea cu diversi arbuști evergreen sau cu plante cu frunze și flori de diverse nuanțe. Simetria și ordinea plantelor este menținută în general, dar cu o libertate mai mare în întreținere. Nu toate plantele sunt toaletate spre perfecțiune, precum sculpturile geometrice, ba din contră au adesea forme și structuri neregulate, unele piese de artă fiind de-a dreptul moderne. Paleta de flori nu este mică. Tocmai de aceea, deși se pune un accent mai mare pe simplitate sau alte aspecte decorative în astfel de grădini, nu te oprește nimeni să incluzi câteva din ele pentru contrast. Aleile, bordurile fac parte din orice decor. Formele simetrice sunt des folosite, dar cu o tentă de libertate creativă în aplicarea lor. Plăcile de pavaj sunt adesea îmbinate cu gazon, iar anumite neconcordanțe sunt intenționat plasate pentru impact, de multe ori în contrast cu alte obiecte. Elementele ornamentale prind forme moderne pe structura conceptelor clasice. Băncile rustice sunt des substituite de design robuste și simpliste, poziționările pot fi ușor decalate în peisaj sau îmbinate cu fântâni arteziene moderne. Iar zonele funcționale sunt de nelipsit. Scaune, mese, perne, hamace, foișoare, complet echipate pentru prieteni și familie, unele de-a dreptul relaxante. Iar dacă jacuzziul nu este pentru tine, îți pui și o piscină și ai încheiat problema. Un lucru este clar, o grădină modernă exprimă calitate, atât în materialele folosite, cât și în implementare. Totuși, nu toate conceptele merg bine împreună, de aceea fiecare zonă delimitată din proiect are o anumită funcționalitate. Dacă vrei să afli mai multe, în aplicația Gazonul găsești toate informațiile de care ai nevoie. Estetica este importantă pentru toată lumea, iar în ciuda proiectelor incredibile care se pot realiza, grădinile geometric clasic pot fi adesea copleșitoare atât în design cât și în întreținere. O adaptare modernă poate simplifica aceste concepte, de multe ori țintind spre idei minimaliste, totodată incluzând și elemente funcționale dorite de mulți. Un gazon sport pentru familie, arbori fructiferi din care să ne delectăm, un barbecue cu prietenii și acea oază de liniște și relaxare pe care mulți o căutăm. Nu uita că o grădină frumoasă trebuie întreținută. De aceea, indiferent de design și concept, includerea unui sistem de irigare, folosirea echipamentelor profesionale, cât și a produselor de calitate pentru grădină și plante, îți vor ușura mult munca pe termen lung. Dacă acest stil nu e pentru tine, avem o serie întreagă de videouri cu tot felul de teme să ai de unde alege. Iar dacă ai vreodată nevoie de inspirație în proiectarea unei grădini, știi la cine să apelezi.